Și domnilor, bună seara și bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Business în Moldova. De această dată o să discutăm despre vlăstari, o să discutăm despre verde, o să discutăm despre verde viu. Iar invitata mea este doamna Lucia Gavriliță, care este expert în nutriție vie, certificat internațional și care are un SRL care așa și se numește, Viața în Verde Viu. Bună seara și bine ați venit la Tezaur Folk, doamna Gavriliță. Mulțumim pentru invitație. Este pentru a doua oară când veniți aici și vreau să vă spun că am insistat foarte mult să vă avem iarăși în calitate de invitată, pentru că mi-a plăcut foarte mult ceea ce ne-ați povestit atunci când ați fost prima oară. Și pentru că am urmărit între timp ce e cu ce dumneavoastră vă ocupați și mi se pare foarte interesant, dar mai ales foarte potrivit pentru acest moment în care trăim noi, comunitatea, nu doar aici în Republica Moldova, nu doar Chișinăul, nu doar satul dumneavoastră de Baștină, dar în general momentul pe care îl trece acum omenirea, această așa pandemie. Da. Pentru că ocupația dumneavoastră este atât benefică pentru sănătate, cât și o ocupație de familie care îți aduce și un mic venit, din așa câte da. Ne dăm seama. Ne ajută acum să rămânim în Moldova, să zicem da. Așa, pentru că nu, chiar nu știu dacă putem să o încadrăm în conceptul de afacere, pentru că este ceva foarte micuț și foarte drag sufletului meu de altfel, pentru că este, zic eu, ca al doilea născut, primul a fost Centrul Speranța, care până acum rămâne să fie drag inimii mele, este un centru de reabilitare pentru copii cu dizabilități și a doua organizație, Sănătatea Verde Viu, este la fel foarte dragă sufletului, mai ales pentru că aduce foarte multe beneficii sănătății. Și exact așa cum ați spus și dumneavoastră, în această perioadă chiar vorbeam cu cineva din prietenii mei care, unde am specificat că se spune foarte mult să ne protejăm cu măști, să ne spălăm, să ne igienizăm și așa da. Mai departe, dar de fapt ar trebui undeva în paranteze sau la sfârșit să se spună că este bine că în această perioadă să consumăm cât mai mult verde, cât mai hrană, cât mai curată, pentru ca să-i dăm posibilitatea sistemului imunitar să se lupte sau să țină piept, mai bine zis, diversilor viruși sau, dacă vorbim concret acum despre COVID-19, se știe doar, s-a spus de mai multe ori, că dacă organismul este pregătit și sistemul imunitar poate să țină piept, atunci trece mult mai ușor prin acest. Ați amintit despre hrana care trebuie să fie cât mai curată. Eu despre ceea ce faceți dumneavoastră aș spune mai degrabă că este hrană pentru fiecare celulă în parte. Așa este. Hrană pentru fie cu foarte multă energie. Hrană nu atât care să ne umple stomacul, cât mai degrabă să încarce cu energie fiecare celulă, fiecare fibră a noastră. Exact. Și iată, v-aș ruga să ne povestiți despre acei vlăstari pe care dumneavoastră îi creșteți, cum îi creșteți, cât este de complicat, cine vă ajută. Așa pe rând despre toate. Mi-a plăcut ne foarte mult cum ați menționat hrană, pentru că de multe ori când un om nu este din domeniu și se vede că m-ați urmărit, într-adevăr este o hrană, nu este o alimentație vie sau o alimentație sănătoasă, ci este hrană pentru celule. Când spun hrană, e ceva mult mai mult decât o alimentație. Și, într-adevăr, atunci când vorbim despre hrănirea celulară, vorbim despre o hrană bogată în microelemente,
în enzime, în primul rând, și acestea se găsesc doar în hrana vie și în hrana foarte, foarte proaspătă. Fie că o luăm chiar acum de pe curpăn și o folosim imediat, fie creștem blăstărușul, deci plântuța în forma, deci foarte micuță, până în maxim 25 de centimetri, pentru că exact de înălțimea aceasta are cei mai mulți nutrienți. Deja din moment ce începe a apărea următoarele frunzulițe și începe să se pregătească planta de a da semință, deja tot efortul merge către semință. Iar până în acel moment, și trebuie să știi când este momentul, planta este foarte, foarte plină de nutrienți și este tocmai bună de consumat. Dacă aș face așa o paralelă, cât de bogată în nutrienți este această plantuță pe care o creștem, orice. Deci orice semință poate fi germinată, când spun germinată mă refer la încolțire, sau putem să o creștem de o înălțime de 15-20 de centimetri și după proprietățile nutritive se egalează cu algele marine. Deci, efectiv, nu ne trebuie să mergem peste mări și țări să căutăm plantele bogate în nutrienți, când noi le putem avea acasă și le putem valoriza mult mai, mult mai bine. Și o să dau și un exemplu, dacă semințele de floarea soarelui conțin vitamina E, să zicem, în unități măsoară, atunci în formatul de vlăstar are de câteva zeci de ori mai multă vitamina E și proteină decât în semința propriu-zisă. De aceea, atunci când noi le încolțim, le trezim la viață, se și multiplică toți nutrienții. Asta este încă un semn de întrebare foarte mare pentru oamenii de știință care încă cercetează acest fenomen și efectiv nu există un răspuns la întrebarea cum și de unde se iau acești nutrienți. Deci e foarte interesant. Într-o plantuță atât de mică, de ce conține atât de multă energie? Cum se multiplică de atâtea ori? Practic sunt niște fabrici de energie și de enzime pentru consum și sunt la îndemâna fiecăruia. Eu înțeleg că ceea ce spuneți dumneavoastră, că nici nu prea putem să numim o afacere, dar oricum, nu puteți, pentru că nu e atât de mare această, așa, totuși afacere, o să-i zic că nu-mi vine alt cuvânt, nu puteți să vă permiteți chiar toate plantele de pe teritoriul nostru, să zic, să le cultivați. Ce cultivați acolo? Ce reușiți totuși? Câte soiuri de plante? Și cum le alegeți? După care criterii? Care vă trebuiesc dumneavoastră? Pentru că știu că folosiți mai mult în familie, dar știu că aveți și oameni, fani care vă urmăresc și care vin să le... Exact. Să le ia de la Deci noi am încolțit foarte multe semințe. Eu am venit cu un geamantan plin de semințe de la Institutul Hipocrates, acolo unde mi-am făcut și studiile. Și am încolțit, cred că peste 20, chiar și mai mult, de feluri de semințe. Ne-am oprit totuși la câteva, și anume alfa-alfa, care este considerată semința numărul 1 în construcția celulelor. Ea conține fibrină, practic materialul gata de construcție, eu zic cărămida, pentru construcția celulelor. Dar alfa-alfa asta fiind un soi de... Lucernă. Trifoiul, care este iarăși foarte bun în lupta celulelor canceroase. Floarea soarelui pentru gustul foarte aromat și deci are un gust extraordinar, deci de bun. Deci plântuța asta atât de mică, ea deja are gust, miros și... Exact ca și floarea soarelui din pălărie, asta prospicioară. Și conține foarte mult proteină. Deci celor care vor să-și crească mușchii, în mare parte sportivilor, chiar le recomand cu toată dragostea să o consume în fiecare zi, pentru că conține proteină de câteva ori mai mult decât carnea. Și e proteină curată, deci nu e amestecată cu alte... Absolut nimic, absolut nimic, corect.
La fel creștem și mazăre. Mazărea la fel este, deci face parte din grupul vlăstarelor proteici. Și cam atât pentru ceea ce și comercializăm. Deja iarba de grâu este ceva aparte, deci o consider într-o categorie aparte. Deci iarba de grâu, floarea soarelui, mazăre, alfalfa și trifoiul. Pentru familie mai cresc și altele. Foarte mult ne place, deci daiconul este o semință din familia ridichilor. Este foarte aromată, dulce, muștarul la fel crește foarte bine și semințele de chia sunt considerate detoxifiante a ficatului, foarte, foarte puternice și le creștem, dar ocazional, deci nu în fiecare atunci zi avem pe masă. Atunci când considerați că o să da, aveți când nevoie. Vine gustul. Când vă vine gustul. Cam cât timp ia plantuța ca să ajungă la cei 15 25 de centimetri despre care spuneți că este necesar această până la mărime. Două săptămâni. Până la două săptămâni sunt, dacă de exemplu vrem plantuța să crească mai mărișoară, poate să ne ia deci 14-16 zile, dar dacă o dorim, de exemplu, lucerna, 5 zile o lăsăm, trifoiul 5 zile, muștarul un pic mai greu încolțește. Am uitat să spun de hrișcă, la fel. Deci sucul din hrișcă, producem un suc iarăși foarte delicios. Și mai devreme m-ați întrebat de unde luăm aceste semințe. Deci în mare parte le luăm, toate sunt bio. Este foarte important acest moment pentru că semința se consumă cu totul. Deci semința cu tot cu rădăcină, tulpină și frunzuliță. Deci este foarte important. Aia se smulge acest Nu sunt plantate în sol, în afară de floarea soarelui, toate cresc hidroponic. Deci sunt doar stropite cu apă și atunci se consumă planta integral, în afară de semința de floarea soarelui și mazărea. De aceea este foarte important ca aceste semințe să fie ecologice și le procurăm, avem, apropo, iarăși din Republica Moldova, avem un producător autohton de unde le procurăm și restul, cele care sunt mai așa, mai exotice, să le numim așa, le luăm de la un importator, sunt semințe importate din Italia, la fel certificate bio și în așa fel încercăm ca masa noastră să o facem cât mai curată. Și apropo, recent într-o rețea de supermarketuri de aici, de la noi, din capitală, care din vari motive, din anumite motive nu o să dau numele, am văzut un raft unde se vând semințe bio. Da, astea sunt, pe care le procurăm și noi. Aha, deci nu le comandați undeva din străinătate, dar mergeți, iată, la un magazin. Noi le luăm direct de la cel care le importă, dar este aceeași persoană, să zicem așa. Foarte curios acest lucru, că aceste semințe cresc hidroponic. Există probabil o metodologie pe care dumneavoastră ați studiat-o, de undeva ați învățat-o, ați importat-o, ca să zic, și ați adus-o aici în Republica Moldova, pentru că nu prea am auzit despre grădini hidroponice aici la noi. Este tot ce știu, am învățat și am studiat la Institutul Hippocrates din Statele Unite, Florida. Chiar am făcut voluntariat, deși era foarte complicat să faci voluntariat în grădina lor, dar am învățat, să zic așa, aproape toate secretele care erau de învățat acolo. Timp de 3 luni am tot mers la această grădină și am muncit. Și am studiat despre toate, să zic așa, nuanțele procesele, sau da, da, procesele. Mici dar, secrete pe care din vedere așa le-ați furat, ca să zic, da. Deci da, le-am preluat de acolo, dar le-am transformat și le-am transpus într-un curs pe care îl am acum pentru publicul larg. Și iată, chiar recent am început să-l și produc într-un format electronic și o să fie deja acces. Deci diseminați această corect informație și pentru toți așa, doritorii așa care vor să facă așa gen de activitate. Pentru că interesul meu este să cât mai multă lume să cunoască, cât mai mulți
să poată să aibă proaspăt în casă. Este, de ce zic că nu este o afacere care ar putea să aibă un răsunet foarte mare? Pentru că produsele sunt foarte proaspete și foarte repede se deteriorează. Trebuie să fie corect, consumate proaspăt, doar în stare cât mai proaspătă. Da, de aceea eu le zic cel mai bun loc de a le crește este bucătăria noastră. Și cel mai bine este să le iei din tăviță și să le pui direct în farfurie. Uneori nici spalate nu trebuiesc, pentru că ele sunt absolut curate, le luăm din tăviță. Este un lucru extraordinar de îl făcut cu copiii. Deci împreună cu copiii, noi chiar când am avut acest răftuleț în bucătăria noastră, copiii se ocupau de creșterea lor. Unul avea grijă de stropit, pentru că trebuie stropiți de două ori pe zi. Uh-huh. Unul avea grijă să-mi amintească să pun semința la muiat, pentru că semința trebuie pusă în fiecare zi. Și deja de cules se ocupa fiecare. Asta era, adică cum permis fiecare să se ocupe de cules și de pus în farfurioare. Deci e o chestie foarte frumoasă pentru copii, pentru că ei văd cum crește semința, cum fiecare zi este diferită, știți? Uneori îi prindeam că vorbeau cu plântuțele și e un lucru frumos până la urmă, mai ales acum de la 1 septembrie o să se deschidă școlile așa semi, să zic așa, deci o să fie nu foarte mulți clar, copii nu încă. E clar, da, da. Da, încă mulți copii o să rămână acasă pentru studiu online și ar fi un proiect, de ce nu, pentru o întreaga familie să crească aceste plantuțe și să se alimenteze, pentru că eu odată am făcut un calcul pentru o familie trebuie doi saci, cred că, de floarea soarelui ca să fie acoperită, deci salata anul împrejur pentru patru membri de familie, doar doi saci de semințe de floarea soarelui trebuie, care costă, acolo am făcut și un calcul așa estimativ, în jur de 200-300 de lei. Deci să ai salată un an cu 200 de lei, cred că este o investiție bună. Din plântuțe vii. Exact. Mm-hmm. Dar se pune semința decojită de floarea soarelui? Sau se pune semința așa cum obișnuim noi? Suntem obișnuiți de la părinții, de la bunici, să le vedem în sol. Când, eu, printre altele, o întrebare foarte bună. Când dorim să deci folosim semința doar germinată, deci doar coltele lăsat și așa consumată, de altfel avem aici chiar în față semința germinată și deshidratată, atunci alegem semința fără coajă. Când intenționăm să o sădim, să o plantăm în sol, atunci alegem semințele toate, absolut, cu coajă, inclusiv și hrișca. Să știți că am căutat foarte mult în Republica Moldova hrișcă cu coajă. Nu știam, nici nu știam că asta care se vinde la supermarketuri este o semință deja decojită. Am găsit, tot de la producătorul acesta autohton, o procur, și are un gust extraordinar și o creștere tot foarte, foarte interesantă. Dacă, de exemplu, dintr-o tăviță de floarea soarelui noi putem face două salate bogate, atunci dintr-o tăviță exact aceeași mărime de hrișcă, noi producem suc o săptămână. Deci este foarte roditoare și e foarte bună. Care este, iată, diferența dintre aceste două procedee? Semința cu coajă și fără coajă, pusă în sol sau crescută hidroponic. Prin ce se deosebește? Spre exemplu, o semință cu coajă pusă într-un sol curat, ca să zic, da, care s-a reușit, să admitem că s-a reușit să se curețe de chimicale, pesticide, erbicide și așa mai departe. Care este totuși diferența dintre acele plătântuțe care Deci diferența din este foarte, foarte evidentă. Deci, în primul caz, când vorbim despre semința germinată, acest proces durează maxim 3 zile și o să avem o semință din care s-a desprins doar un colte și este chiar delicioasă, dulce și foarte bună, poate fi pusă la șezonarea salatelor sau din ele se produc sosuri foarte gustoase, delicioase, lapte, la fel delicios. Iar semința crescută vlăstar, de exemplu de 15-20 de centimetri, deja în afară de toți nutrienții pe care îi conține semința germinată, mai are și clorofilă.
Deci clorofila este sângele plantei, despre care vorbiți exact, dumneavoastră. Care este transportatorul, deci rolul cel mai important a clorofilei este să transporte către celulă oxigen. Ori asta este unul dintre cele mai complexe procese în organismul nostru și celulele neoxigenate sunt celule slabe. De aia noi avem nevoie atât de mult de clorofilă și eu le recomand, pentru că noi le avem în alimentație, nu, ele sunt medicamente, dar nu le avem ca medicamente, le recomand să aibă și de un fel și de altfel. Așa cum, de exemplu, într-un regim alimentar obișnuit am avea lapte și lapte închegat, de exemplu, și brânză. De exemplu, dintr-un produs avem vreo câteva derivate. Exact așa este și în lumea plantelor. Avem semința germinată, după care putem să o creștem plantuță și iată, în felul acesta diversificăm și facem masa noastră mai colorată și mai vie și mai interesantă. Spuneți, vă rog, iată, pentru iată noi cei de aici, din totdeauna Republica așa Moldova, s-a spus. Dar dacă consumăm, spre exemplu, plante exotice, ceva, iată, dacă ați încercat să plantați exact așa și să consumați, eu mai știu ce nu crește în Republica Moldova. Este la fel de benefic pentru organism sau celulele noastre mai greu detectează acești nutrienți din astfel de plante? Deci întotdeauna s-a zis că ceea ce crește cât mai aproape de locul unde ne-am născut sunt mult mai, deci se asimilează mult mai bine, pentru că noi și organismul nostru s-a dezvoltat pe parcursul anilor și am importat chiar, deci ni s-a transmis anumite enzime care ajută la digestia plantelor crescute cât mai autohton, cât mai aproape de noi. Ele sunt într-un fel țesute în ADN-ul nostru. Exact, exact așa este. Ne exprimăm altfel. Și, deci, dar nu exclud și consumul alimente care sunt exotice, pentru că știți cum, e ca și o hăinuță pe care o porți în fiecare zi, porți ceva care e foarte lejer și te simți foarte bine în ea și așa, dar câteodată vrei să porți ceva mai deosebit. Exact așa este și cu alimentația. Câteodată vrem să ne delectăm gustul și cu ceva mai exotic, ceva care nu întâlnim așa în fiecare zi și nu este rău deloc. Doar că lucrul acesta nu trebuie să devină foarte, frecvent. Să zic, frecvent. La fel, să nu facem abuz, deci totul atenția, cu măsură. Corect, atrag atenția să fie și el crescut în sezon. De exemplu, dacă este importat dintr-o zonă anumită, să fie crescut în sezonul zonei respective, adică nu crescut iarăși în sieră sau mai știu eu. Și de ce nu? Deci, să zicem, avocado este un produs extraordinar de bun și nu avem practic în Republica Moldova, nu avem un produs care l-ar înlocui, similar, dar ne trebuie, este foarte benefic și atunci, dacă este în sezon, de ce nu ne-am permite și un fruct așa? Dar mai? Fructele și legumele noastre sau, iată, germenii de semințe de floarea soarelui. Dumneavoastră le consumați și le pregătiți, le puneți la încolțit tot anul sau doar la sezon? Tot anul. Tot anul le punem, pentru că noi avem seră și în seră la fel se respectă toate regulile de temperatură, umiditate, ventilare și așa mai departe și le folosim tot anul, pentru că ele în mare parte merg și pe post de medicament și atunci trebuie să le avem disponibile anul împrejur. De câți ani, iată, vă ocupați de această ocupație frumoasă? Deci afacerea, noi am înregistrat-o în 2017. În 2015 eu am început programele educaționale. Deci, practic, pot să zic că din 2015 am început să predau mai calitativ, să zic așa, cunoștințele mele celor din jur. Iată, sunt 5 ani deja încheiați, că am început în martie și acum țin minte în martie 2015. Iar cu familia ne alimentăm din 2009. Deci avem un pic de și practică. Și iată, legată de această întrebare, de câți ani vă ocupați cu
creșterea plăduțelor, vroiam să vă întreb ce ați reușit să învățați despre plante? Apropo de sezonul în care este firesc ca ele să crească, atunci, spre exemplu, când observați că ați pus niște semințe, să zic, de hrișcă sau de mazăre sau de floarea soarelui pe timp de iarnă, ele cum reacționează? Ele, la fel ca și vara, încolțesc așa, sunt fericite, ca să zic? Sau este totuși o deosebire, iată, de la sezon la sezon? Cred că nu era întrebarea chiar bună de adresat mie, pentru că plantele noastre cresc în aceeași atmosferă și iarna, și vara, și primăvara. Deci au exact aceeași temperatură, cel puțin ne străduim limitele să pentru fie. Pentru că le creșteți de fiecare dată în seară. În seară, și vara, da, și da. Și dar vreau să vă zic că ele mult mai bine cresc iarna. Iată. De ce? Nu știu. Temperatura este aceeași. Deci asta este observația despre care vă întrebam. Da. Și foarte mult suferă la trecerea dintre anotimpuri. Iată, primăvara este o perioadă. Exact. Simt această trecere. Deși temperatura este la fel, nu se schimbă absolut nimic, semințele la fel, apa la fel, primăvara și toamna un pic avem de suferință. Și pentru că știu deja care este acest mic... Tristețea lor, da? Da, încerc primăvara și toamna să fac 2 săptămâni, o săptămână sau 2 săptămâni, un gen de curățenie generală, închid totul și aerisesc totul. Deci, practic, poate, mă gândesc, au nevoie și ele de așa, de un refresh sau își fac un restart. Un restart, da. Uh-huh. Iar un lucru foarte interesant de care eu chiar îmi provoca un pic zâmbetul înainte când auzeam așa ceva, dar sunt foarte sensibile din punct de vedere emotiv. Și dacă înainte era o glumă și chiar când am învățat, când am fost la Centrul Hipocrates, întotdeauna responsabilul de grădină ne spunea să venim cu dispoziție bună și dacă avem o tristețe sau o nedumerire și așa, întâi să o rezolvăm, după care să intrăm în grădină. Și mi-mi părea lucrul ăsta așa, zic, ăsta e banal. Un americanism, deci, știți? Deci vă părea foarte, foarte banal. Și să știți că ni s-a întâmplat și nouă așa un lucru și eu m-am mirat foarte tare. La un moment dat nu mai creșteau plăntuțele toate dintr-o dată. Creștea una, era foarte micuță, una un pic mai mare și așa, neomogen, să zic așa. Pentru că în mod normal cresc toate frumos, parcă spuse pe ață. Și mi-am și dat seama creșteau nearmonios. Da. Deci era o chestie cam cum am auzit despre apă, că atunci când îi spui lucruri frumoase, da, ea exact se cristalizează ca într-un fulg frumos de nea. Exact. Și atunci când o ocărești, ca să zic așa, ea se face acolo într-o structură foarte neuniformă și corect, nearmonioasă. Vă zic, exact așa. Deși eu la fel am fost ca și cei sceptici și cu apa, când am văzut după asta, am studiat mai mult și am văzut într-adevăr că sunt cercetări care demonstrează lucrurile astea și în grădină când am lucrat la Institutul Hipocrates, dar cu noi s-a întâmplat lucrul acesta, deci aveam o problemă în familie care nu, am zis așa, streac timpul să o rezolve, știți? Și când am văzut că plantele nu crez, zic, nu, hai să ne așezăm la negocieri, să rezolvăm și gata, pentru că oricum când ai o problemă nerezolvată, ea te ea ține mocnește, cumva. Da, da, da. Oricum ea acționează asupra energiei omului. Iată vă zic, care a fost practica și pentru noi a fost așa un wow și soțul, care mai rău decât mine nu credea în lucrurile acestea, s-a convins de faptul că atâta timp cât este armonie și plantele cresc frumos, iar când ceva rămâne de rezolvat, trebuie rezolvat atunci pe moment, altfel deci suferă afacerea. Este vorba totuși despre aceste energii care întotdeauna interacționează. Energia omului cu energia plantei. Și atunci când îi vorbești plantei, la fel, deși mulți cred că este un lucru banal, cred că este valabil și acest lucru. Da, că da, planta simte că tu o iubești, că tu o cocolești, o alinți, da, și ea nu crește. Nu reușesc să vorbesc cu el întotdeauna. Când eram singură în seară, când doar am deschis seara, lucram singură. Și pentru că pereții sunt goi, îmi plăcea să cânt.
Cânt așa cu voci tare, dau drumul da, la voce și da. așa. Și plantele, după când am luat lucrător, s-a văzut că era o diferență de creștere, știți? Și, na, dar asta nu a fost ceva foarte, foarte esențial ca să pot să dau exemplu, dar e o atmosferă totuși foarte, foarte interesantă în lumea plantelor, să vezi cum... Eu zic că atunci când omul este sănătos, se simte bine, dacă el intră, iată, într-o astfel de seră, o grădină hidroponică, atunci plantele, ele cresc frumos, armonios și, eu știu, acest proces are loc mai ușor și mai repede. Care este ideea? Că dacă omul este bolnav și suferind, atunci putem să facem această grădină ca un gen de test, nu? Se poate de făcut ca un gen de terapie. Și de terapie. Vorbeam mai devreme cu proiecte împreună cu copiii, dar, de exemplu, la Hipocrates erau persoane care aveau o problemă de sănătate și îngrijind, veneau să îngrijească de plantuțele acestea, ele plăteau pentru asta. Deci, efectiv, era un gen de serviciu. Plăteau pentru că se simțeau foarte bine în preajma lor. Deci e o atmosferă cu totul deosebită, e aerul altfel, mult mai descărcat, mult mai ionizat. Și da, de ce nu? Se poate considera, deci creșterea acestor plantuțe se poate considera și un gen de terapie. Să ne spuneți, vă rog, cum dumneavoastră combinați aceste plante pentru ca să puteți spune că, iată, această combinație este bună pentru ficat, această combinație e bună pentru slăbit, această combinație este bună pentru vedere, pentru sistemul nervos și așa mai departe. Pentru că vedem că ați adus și aici la noi în studio câteva mostre din pulverii pe care dumneavoastră îi preparați și că acolo sunt așa niște inscripții, niște recomandări pentru anumite cazuri în care oamenii este indicat să le primească. Da. Deci am câțiva profesori la tema aceasta, deci pe lângă școala Hipocrates pe care am absolvit-o, mai am o școală pe care am absolvit-o la distanță și profesorul David Ulfam este cel care mă ghidează în aceste combinații și el spune așa că avem mii de plante, sunt plante care încă nici nu au fost descoperite, mă refer la cele sălbatice, acum nu la cele pe care noi le cultivăm în grădina noastră. Iar fiecare din aceste mii de plante au o proprietate numărul 1 pentru ce sunt, deci care este acțiunea lor. Și în felul acesta le căutăm, le găsim. Chiar acum soțul este plecat în călăraș pentru a aduna coada calului. Coada calului se consideră planta numărul 1 pentru construcția sistemului osos. Deși nu are calciu, are siliciu, care acum câțiva ani s-a descoperit că este ingredientul principal în asimilarea și metabolizarea calciului. Deci calciu poți să iei cu căldarea. Dar dacă nu este în prezența siliciului, el nu poate fi asimilat. Și atunci noi, în combinațiile acestea, se ajută la construcția sistemului osos, păr, piele, unghii și așa mai departe. Chiar persoanele care l-au folosit doar curat, deci coada calului curat, au observat că peste o perioadă de timp foarte scurtă de altfel, o săptămână sau maxim 10 zile, părul nu mai trebuie spălat atât de des. Deci nu se mai îngrașă așa și firul devine mult mai puternic, da. Deci aceste combinații le învăț în mare parte de la domnul David Ulf și el foarte mult merge pe ideea de a colecta plante sălbatice exact așa atunci când este sezonul și de a folosi frunza. La fel, deci frunza o folosim pentru că ea este bogată în clorofilă, minerale și așa mai departe. O deshidratez, la fel, principiul pe care l-am învățat la Hipocrates, să le deshidratăm la 40, maxim 41 de grade pentru ca să le păstrăm
toate enzimile. Da, da, am mai și auzit atunci despre când... despre necesitatea acestui Da, proces. păstrării temperaturii numai înaltă de 40 de grade. Da, pentru anume, deci pentru că enzima este motorașul care mișcă toate mineralele către țesuturi și de aia avem nevoie. Și în felul acesta, deci aceste combinații se nasc, la fel mai am, de exemplu, sunt foarte axată pe căutări la întrebările ce se poate de făcut pentru ca să avem un schelet osos foarte puternic și bun. Pentru că fetița mea are problema aceasta și totdeauna sunt în căutări și am dezvoltat așa o rețetă foarte interesantă, câteodată nici nu știu de unde îmi vin lucrurile acestea, pentru că totdeauna studiez, citesc și așa, și îmi vine imediat, deci mă așez și scriu compoziția fără ca să o găsesc într-o carte, după care încerc să găsesc fiecare component, descrierea fiecărui component și văd că într-adevăr în această compoziție este foarte, deci e cea mai bună. Deci compus. Și în felul acesta apar, iată, pulberi noi. Nu de mult am o doamnă din Germania m-a contactat și m-a rugat foarte mult să-i creez ceva specific pentru ea și atunci de multe ori îmi vine așa pur și simplu răspunsul la nevoia persoanei în dependență de persoană. Știți? Pentru că ea îmi spune, deci este foarte individual. Persoana este stresată, muncește mult, are o problemă oncologică, este o femeie trecută de 50 de ani și toate lucrurile acestea eu le iau în considerație, pentru că eu știu că după 50 de ani este și perioada de premenopauză, știu că ea este singură și stresată, mai trebuie să mai adaug din asta și din asta și din asta și atunci... Adică se... pentru fiecare persoană în parte care se adresează la dumneavoastră, practic creați aceste compoziții foarte personalizate, da, chiar aș spune. Așa este, așa este. Am o persoană în raion, în raionul Călăraș, căruia i-am creat o compoziție și deci e tot așa unica. După asta eu pot să o structurez și să o dau și la alții care au probleme similare, dar prima este creată unică și chiar uneori sunt mulțumită de munca care îmi iese din creația aceasta, pentru că este o creație până la urmă, știți? Ați reușit să atrageți în acest proces toată familia. Așa este. Ba chiar ați creat și câteva locuri de muncă, din câte eu știu. Da. Este foarte frumos acest lucru, pentru că mai ales acum, în această perioadă, iată, când oamenii nu prea au cu ce să se ocupe aici, la noi, da, în Republica Moldova, când, apropo, astrologii spun că este timpul ca să ne facem alte profesii, să ne reperfecționăm, să ne reprofilăm. Iată, această ocupație a dumneavoastră mi se pare foarte interesantă. Da, este și fetița este implicată foarte mult și băiatul acum tot mai mult vrea să fie implicat, deși el este angajat în afara casei, dacă pot să zic așa, dar îi place foarte mult să lucrăm împreună, pentru că ceea ce facem, deci lucru nu este doar cu mâinile. Noi discutăm, punem în discuție diferite situații. Acum, paralel cu asta, copiii învață o limbă străină, ne mai facem în timpul lucrului și ore de limbi străine și e o chestie interesantă și până la urmă construiește niște relații între membrii familiei mult mai puternice și mai trainice. Acum, cu acest coronavirus, cu această pandemie, ați avut persoane care s-au adresat la dumneavoastră, da, ca să-și refacă organismul după ce au trecut, iată, eventual printr-o astfel de criză de sănătate? Am avut chiar, deci persoane cărora le-am dus chiar în perioada cât au fost izolate. Le-am dus pachete de sănătate, le zicem noi, și chiar momentan am 3 persoane cărora le duc pachete și după asta iarăși vin pentru a se restabili. Dar sunt persoane, foarte multe persoane care, deci noi avem cam vreo 10 persoane care iau deja de ani de zile și s-au îmbolnăvit și ele și au trecut foarte ușor, foarte ușor. Deci efectiv o zi au avut febră
Și după asta și-au revenit fără niciun Pentru fel de sechele. Pentru că imunitatea este Da. mult mai puternică Da. decât la Exact. majoritatea oamenilor, ca să Da, deci persoanele zic care așa. au luat permanent, care se îngrijesc de sănătate și așa, duc foarte, foarte ușor acest virus, nu îi afectează foarte, foarte grav. În acest proces, iată, de construcție a acestei afaceri frumoase a dumneavoastră, cine vă ajută? Întreaga Eu familie. știu cum v-a venit ideea, pentru că a fost o necesitate în familia dumneavoastră ca Da. să inventați, practic, această afacere, dar este într-un fel greu să o menții. Eu mă refer la faptul că ați apelat la niște granturi, la niște, eu mai știu, credite, poate ceva Da, de deci genul și una și acesta. alta au Așa, fost. una și alta. Deci una, de, noi am început afacerea foarte simplu, din, deci ziceam mai devreme, cu activități educaționale. Aveam fie întâlniri cu grupuri mici, fie seminarii mai mari un pic și în felul acesta am început în 2015, după care am văzut că oamenii după seminarele mele mă contactau și mă întrebau, dar de unde să luăm ceea ce mi-ați spus la seminar că trebuie să fac, dar cum să iau, dar nu am de unde să procur. Și atunci, deci câte ceva din ce deja eu produceam la acel moment, am început să extind. Normal că de fiecare dată mi-a fost soțul alături și el m-a sprijinit în toate ideile pe care le-am avut eu și chiar câteodată are și el câte o idee și eu zic, da, unde să o mai e? Nu prea se încadrează în tot ce facem noi și zice, da, eu pe tine te susțin, dar tu bine nu zic, da, dar suntem totuși doi oameni și nu putem să cuprindem necuprinsul. La fel, am și câțiva mentori. Unul mă ajută mai mult pe partea de business, altul mă ajută pe partea de a merge înainte. Știți că am câteodată nevoie și de cineva să-mi spună, uite, asta este direcția. Nu faceți nici stânga, nici dreapta. Și am niște persoane tinere, foarte energice, da, care îmi spune, uite, trebuie să faceți așa, că așa o să fie mai bine. Și le ascult. Îi ascult ceea ce ține de profesionalismul, deci combinațiile, tot, deci învăț foarte mult, învăț, studiez. Școlile pe care le-am făcut sunt ca bază, pe care deja construiesc foarte mult. Dar eu știu că dumneavoastră, că ați obținut cu bani sau Da. cu efort, cu timp, cu energie, toate aceste cunoștințe, acum așa le dăruiți la toți doritorii, pentru că organizați niște seminare, ca să zic, la care lumea care vrea să vină să asculte este așteptată și binevenită. Da. Cum, după ce criterii îi alegeți, iată, pe cei ce vor să afle această deci, informație? Deci, persoana solicită seminarele și deci serviciile pe care noi le oferim gratuite. Am servicii gratuite, cum ar fi postările pe YouTube, articolele pe care le scriu, la fel foarte multe informații, un gen de sesiuni de întrebări și răspunsuri, sunt niște activități și servicii gratuite. La fel am creat un program în baza unui grant oferit de ODIHM, un program gratuit cum ar fi bine să ne organizăm alimentația noastră după schema postului intermitent, pentru că este o tendință și iarăși o foarte mare vogă în toată lumea întreagă și este o schemă pe care noi o respectăm din 2009, fără ca să ne dăm seama că asta este postul intermitent. Toate acestea sunt gratuite, iar pentru persoanele care vor mai mult, mai profund, am consultații individuale care sunt consultații cu plată. Și la fel programe care sunt cu plată, pe care dacă le procură într-un fel asigură continuitatea ceea ce fac eu. Pentru că la un moment dat eu aveam două joburi, mai făceam și asta,
mai făceam și consultații și la un moment dat mi-am dat seama că nu le fac bine nici pe una din ele și am lăsat tot ce ține de alte angajamente și m-am concentrat doar pe lucrul acesta și normal, în cazul acesta nu poți să faci totul gratuit, trebuie să-ți asiguri niște intrări financiare pentru ca să poți să continui mai departe. Deci cu grantul de la ODIHR am putut să ne asigurăm electricitatea. Deci actualmente noi avem acoperit electricitatea prin panourile solare, de total de la soare. Și în felul acesta ne asigurăm, iată, și se face o economie destul de considerabilă, pentru că în grădină și în locul unde noi deshidratăm permanent, deci 24 din 24 folosim energie electrică. De aceea, și cred că nu puțină. Nu puțină. Este nevoie exact. De multă și energie electrică. Iată, lucrul ăsta ne-a fost foarte de un ajutor extrem de mare. La fel, programele acestea video sunt destul de costisitoare, nu mi-aș fi permis să le fac singură. La fel, acest aveți program nevoie de sprijin. Da, a acoperit și careva cheltuieli din elaborarea acestor cursuri video, fapt pentru care le mulțumesc foarte mult că la început, totuși, mai ales în Republica Moldova, ai nevoie de un sprijin și de un eu start. Cred că un sprijin financiar este binevenit oriunde. Oricând. Și oriunde. Corect. Da. Vroiam să vă întreb despre acest aparat cu care dumneavoastră deshidratați plantele. Uh-huh. Și mai am o întrebare. De cât de mult spațiu este nevoie, iată, pentru a lansa o astfel de afacere? Deci eu folosesc pentru deshidratare un aparat de familie, deci care este prognozat să încapă în bucătăria oricărei gospodine, este micuț cât un cuptorușe, cam așa arată, 60x40, cam așa. Îmi place foarte mult și exact așa am văzut și la centrul Hippocrates. Aveau sunt cred că peste niște, 100 de cuptorașe așa micuțe. Sunt niște aparate specializate, da, de undeva da, anume da. Trebuiește deshidratoare, așa uh-huh. și se numesc deshidratoare, pentru că ele usucă prin ventilarea aerului, doar atât. Uh-huh. Deci nu încălzesc aerul, îl încălzesc până la 40 de grade, după care planta se usucă pentru că este aerisire și ventilare. Am cochetat cu ideea să găsesc ceva mai mare și așa, dar sunt scumpe, trebuie să le aduci, trebuie să le instalezi. Astea fiind micuțe, sunt foarte comode, spațiul nu-ți ocupă foarte mult, îl poți pune, plus că tot ce fac este legat și de educație și atunci când vine omul și vrea să vadă unde tu usuci și nu vreau să le arăt ceva foarte industrializat. Da. Deci sunt micuțe. Pentru că e o afacere artizanală, am putea spune la dumneavoastră. Da, așa este. Și vă întrebam de spațiu, cât de mare este această grădină? Nu este grădină foarte pe mare. Care grădina aveți? Este cam vreo 16 metri pătrați, deci este ca o cameră obișnuită, iar unde usuc plantuțele chiar este un loc mai mic. Ce este un loc separat, aveți? Un loc separat, uh-huh. da. Tot am separat pentru că e normal așa să fie. Și vreau neapărat să ne vorbiți despre postul intermitent. Iată, ce noțiune este asta? Eu personal câte ceva cunosc, dar din curiozitate pentru telespectatorii noștri. Da, postul intermitent sună foarte bine și foarte interesant, dar de fapt este un concept foarte vechi. Bunicii și mulți dintre părinții noștri care sunt mai în vârstă l-au aplicat fără ca să-și dea seama cum, de altfel am fost și noi. Deci e o perioadă când determinată când tu folosești hrana și o perioadă foarte strictă și iarăși predeterminată când tu te abții de la consumul de alimente și apă. Noi în familie ne reușește să avem un post intermitent, zic eu așa, 18-6, adică dacă 24 de ore le-am împărțit, în 18 ore ar fi de abținere alimentară, adică de la ora 6 seara până a doua zi la ora 10 nu mai mâncăm și nu mai bem nimic, decât de fapt imediat după ce ne trezim bem apă, dar după 6 nu mai consumăm nici apă, nici mâncare și alimentația are loc doar în această perioadă, deci de la 10 până la 6.
Pentru că organismul în felul acesta, el se pregătește de digestie și după ora 6 se pregătește de refacere, de procesul de refacere. Și în felul acesta, odată la 6-7 ani, noi putem să contăm pe organe noi. Noi nouți, da. Noi nouți. Ficatul, de exemplu, se reface totalmente în 7 ani. Și în cazul în care noi lăsăm acest timp de refacere, și anume de la ora 6 seara, maxim la 7, eu zic așa, câteodată mai putem să mai încălcăm la ora 7 să avem cina. Deci de la ora 7, categoric, toate organele intră în proces de refacere. Și în cazul în care noi respectăm organele noastre, le respectăm timpul lor de refacere, beneficiem mai târziu și de sănătate și de funcționarea lor optimă. În acest concept mai intră și conceptul de abținere totală pe perioade mai lungi. Deci asta ce v-am zis eu este 18 ore. Într-o săptămână putem să renunțăm la mâncare o zi. Deci 24 de ore ar fi. Sau 36 de ore ar fi. Iarăși știința, cercetând ce se întâmplă în organismul nostru când tu te abții de la alimentație 24, 36 și chiar mai multe ore, a descoperit că după 36 de ore eu nu am mai puțină energie decât am avut până atunci, știți? Și după 3 zile și după 7 zile tot nu am mai puțină energie. Și atunci a fost foarte interesant să studiem de unde totuși noi avem energie dacă noi nu folosim alimentația. Și s-a descoperit că organismul nostru este foarte, foarte ingenios creat și își folosește energia sau creează energie din reziduurile pe care nu a reușit să le digereze la un moment anumit. Și sunt, de exemplu, celule deteriorate, sunt proteine deteriorate în celule depozitate. Este ca un fel de autocurățare, este autosalubrizare, ca să spunem așa. Autoregenerare, autosalubrizare, da. Deci efectiv așa este, se regenerează. Asta și se reciclează. Asta de fapt înseamnă întinerire, într-un fel. Da. Dacă organismul consumă celulele care nu mai sunt bune, atunci el se regenerează și întinerește. Știți cum se zice? Deci de ce copiii mult mai ușor iese dintr-o boală sau cresc, au celule mult mai tinere? Pentru că este loc de a crea celule noi. Ei cresc și în felul acesta se creează spațiu pentru ca să se creeze celule noi. O celulă nouă este o celulă puternică. Celulele care mai îmbătrânesc, ca și cum îl vezi fizic pe un om, mai șchiopătează, mai nu vede pe unde. Iar exact același lucru se întâmplă și în organismul nostru. Atunci când celulele acestea deteriorate se folosesc pentru a crea energie, se creează loc pentru a apărea celule noi, sănătoase și tinere. Și în felul acesta, organismul trece, acest proces se numește autofagie. Apropo, pentru această descoperire a fost dat și premiul Nobel unui învățat din Japonia și în felul acesta, iată, se tratează chiar foarte multe probleme de sănătate. Este un institut întreg în foarte mare în Germania care tratează bolile foarte grave, inclusiv oncologice, prin acest post de abținere alimentară. Deci post intermitent pentru o perioadă de timp până când tu te pregătești și înveți organismul să aibă segmente fixe când se hrănește și segmente când se odihnește, după care introduci o zi în care te abții total de la alimentație, mai introduci o zi. Momentan... Eu știu că momentan aveți un grup chiar de oameni care vă urmăresc și dumneavoastră ați ajuns la 7 zile de post. Da, eu de fapt nu am ajuns la 7 zile crescând, eu am început cu 7 zile. Deci în septembrie anul trecut a fost prima dată, prima mea încercare. Cât și de des se repetă odată în lună. Odată în lună, fac câte 7 zile. Iată, am încheiat un an acum, în august a fost un an de când așa, și mă simt foarte bine. Ziceam că hai prima dată să fac 3 luni, să vedem cum o să mai simt. După care 6 luni. După care zic, ei, dar cât o mai rămas până la un an? Am înțeles că apare chiar și o necesitate a organismului. Intră într-un ritm
ritm de genul acesta și atunci când vine momentul, deja e ca și cum bate la ușă și zice, exact, am nevoie de această perioadă. Așa de mi s-a odihnă. Întâmplat acum în august. Eu creez grupe cu care țin împreună și erau câteva persoane, 7 am fost data aceasta și ziceam să începem din miercuri. Deja din marți n-am mai vrut să mănânc și am zis, fetelor, voi nu vă supărați, dar eu încep cu o zi mai devreme. Pentru că efectiv nu am mai vrut să mai mănânc, pentru că mi se împlinise luna deja și organismul cerea să fie pauză făcută. Și e ceva foarte interesant. Funcționează foarte diferit după asta. E abținere și de la apă sau doar nu, de la băutura hrană? Rămâne. Băutura rămâne apa și avem câteva sucuri pe zi. Deci e o altfel de hrană, totuși nu e lipsit organismul de nutrienți. Dimineața avem 2 sucuri, după masă avem o infuzie de măcieșe sau de turmeric și în felul acesta, deci organismul primește nutrienții necesari. Foarte frumos, felicitări pentru toate aceste procese interesante prin care dumneavoastră treceți și pe care învățați și pe alții cum să le treacă, cum să depășească, cum să se însănătoșească și să întinerească. Dar timpul nostru a expirat, iată aici, și eu vă mulțumesc foarte mult pentru aceste informații curioase, utile și foarte sănătoase, aș spune eu. Le mulțumim și telespectatorilor pentru că ne-au urmărit și vă spun tuturor bună seară!